Realitatea cu care ne confruntăm în această perioadă nu este deloc o realitate bună. Ne uităm în societate și vedem o decredibilizare a ideii de familie. Chiar familiile care sunt înființate se confruntă cu probleme uneori considerate de către soț-soție insurmontabile. Fără îndoială, cuvântul lui Dumnezeu are răspuns la toate problemele cu care o familie se poate confrunta. De aceea, niciodată nu trebuie să renunțăm la ideea de a lupta pentru familiile noastre. Atunci când este vorba de soluții, nu mă gândesc neapărat la ideea că soluțiile sunt facile, sunt ușoare, este un fel de quick fix, apăs pe un buton că s-a aprins beculețul roșu. Soluțiile de multe ori sunt greu de abordat, dar fără îndoială, cu ajutorul lui Dumnezeu, se poate rezolva situația. Și am să propun câteva dintre soluțiile acestea care pot să dinamizeze o familie aflată în criză. Ordinea este, aș putea spune, aleatorie, dar aș menționa câteva: o comunicare eficientă, de asemenea timp de calitate petrecut împreună, respectul reciproc, fidelitate unul față de celălalt și nu în ultimul rând implicarea în slujirea lui Dumnezeu a celor doi parteneri, soți, soție. Am să insist asupra primelor două menționate anterior, pentru că cred că ele sunt, într-un fel sau altul, țin de simptomatologia unui conflict în familie. Întâi de toate, o comunicare eficientă. Dincolo de toate facilitățile, uneori se pare inepuizabile, care există la nivelul posibilităților de comunicare, realitatea este cei doi comunică foarte puțin și atunci când nu comunică, se ajunge la crize pe care singuri ei nu pot să le rezolve. De multe ori există, am să menționez, două premise greșite atunci când este vorba de o comunicare eficientă. Una ar putea să fie: știe celălalt care sunt așteptările mele, suntem de ceva timp împreună. Realitatea este că doar 2% înseamnă intuiția celuilalt într-o comunicare eficientă. Oare ne asumăm riscul să ne bazăm pe 2% când este vorba ca celălalt să perceapă, să bănuiască așteptările mele? O a doua premisă greșită este: timpul le va rezolva pe toate. Timpul nu rezolvă nimic. Dimpotrivă, criza se acutizează și duce la despărțirea celor doi. Doar oamenii lași spun că timpul le rezolvă pe toate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mă îndoiesc că o comunicare eficientă poate să fie cea care să dinamizeze, să rezolve un conflict. Mântuitorul Iisus Hristos, de fiecare dată când a fost o situație delicată, El a comunicat cu cei din jur și a asumat riscul de a comunica adevărul. A doua soluție pe care pot să o propun este timp petrecut în preună. Din nou revin la situația din societate. De multe ori există atâtea facilități în jurul nostru și noi spunem, plecăm de la premisa, de la ideea că ele ne ajută să avem mai mult timp. Nu, ele sunt cronofage, ne mănâncă timpul. Și cei doi ajung în criză familială datorită, din cauza faptului că petrec foarte puțin timp împreună. Uneori se ajunge la situația în care el sau ea petrece mai mult timp la serviciu, uneori se fac concediile separat. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a le da de lucru ucenicilor care erau familia lui de altfel, spune în Evanghelia după Marcu, i-a luat cu sine și apoi i-a trimis să slujească. Mântuitorul Hristos petrece timp cu ei. Este ceea ce se numește ucenicia peripatetică, petrece timp cu ei, se mișcă, se deplasează și în timpul acesta le transmite adevărurile lui Dumnezeu. Foarte mult ar ajuta la un conflict, la rezolvarea unui conflict, timpul petrecut împreună între cei doi.
să lase totul la o parte, să închidă telefonul, să închidă orice altă sursă de bruiaș și cu bune și rele să comunice, să petreacă timp împreună, să-și ia o zi pe săptămână, o după amiază pe săptămână în care să investească unul în celălalt. Așa face Hristos. Acesta este exemplul suprem în ceea ce înseamnă timpul petrecut împreună. Pe fondul respectului reciproc, pe fondul aprecierii celuilalt, pe fondul empatiei, a simți, a intra în suferința, necazurile celuilalt, orice conflict, absolut orice conflict, poate să fie rezolvat cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște despărțirea. De aceea va trebui să facem tot posibilul și ca familii și ca biserici să ajutăm și să stăm lângă familiile care se confruntă cu crize în relațiile dintre ei. Întotdeauna se mai poate face ceva. Doar atunci când plecăm de pe pământul acesta nu mai putem să facem nimic.